Wow, s-au aprins luminile special pentru că în platoul nostru vine un superstar, un super intergalactic. Bum, altă lumină. Mai aprindeți o lumină acolo. Explozii. Extraordinar. Nu, acum, sincer, este absolut adorabil și minunat și interesant să urmărești așa traiectoria unui artist pe care îl admiri. Și mie mi se pare că cea mai frumoasă traiectorie care duce către o umanitate pe care eu nu o descoperisem la tine este în cazul lui Smiley. Bine ai venit, dragul meu! Bine v-am găsit! Salut, salut, salut! Mi se pare că ești om, știi? Eu mi-imaginam mai demult că ești ceva... Smiley omul! Smiley omul, da! Nu, serios! Ți se pare că sunt om? Tu ești om, știi? Băi, fii atent, deci ultima... Mie mi se întâmplă des să mă întâlnesc cu... Mă întâlnesc cu oamenii pe stradă și unii dintre ei au și copii. Cum de altfel, avem și noi doi. Da. Și... Felicitări vouă! Și... Da. 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 Da, să știi. Pentru că sunt cu voi la masă, da, da, zic, da. Dintre oamenii ăștia la masă, da. Și copiii de multe ori au reacția asta. Tu ești Smiley el adevărat? Da. Așa. Și ultima care mi s-a întâmplat, care mi s-a părut fantastică, eram în aeroport, plecam la Londra și stăteam liniștit cu căștile pe ureche, ascultam muzică și mă trezesc cu un copil. Deci exact că știi când stai așa liniștit, deci mă trezesc cu un copil în fața mea. Și ridic capul așa, hop, m-am speriat de el, zice... Da, zi. Tu ești Smiley? Și zic, da. Eu nu credeam că Smiley e de pe planeta mea. Păi da, mă, ai, exact. Nu cred, tu ești așa extraterestru, dar să sunt cel mai bun, vorbesc serios. Ai făcut atât de multe lucruri și atât de, nu știu, ești atât de sus încât pare că ești de pe altă planetă. Da. Că ești de colo. Nu, probabil că sunt ca un personaj de desen animat pe care îl văd la televizor și imaginează că sunt un personaj de desen animat. Și de regulă părinții le spun, nu există personajele astea, știi? Și ce o să-l mai vadă la televizor diseară? Da, diseară ne vedem. Că am și eu curiozitățile mele, lăsați-mă puțin, abia l-am adus pe om să-mi spună că se trezește la 7 dimineața. Să mă simt puțin răzbunată. De ce te-ai trezit la 7 dimineața? Păi, se trezește fica. Asta voiam să aflu! Atunci se trezește fica și primele ore pe care le petrec, pentru că noaptea se trezește Gina. Eu dorm voi buștan. Voi cum dormiți? În ce configurație? Acum... Ce configurație? Păi nu, că e important că... acum, pentru că Gina încă o alăptează... Încă doarme mai, ea cu Gina? Nu, doarme cu noi. Adică ea se trezește pe la 12:01. Când o culcăm, culcăm la ea în cameră, la ea în pat. Se trezește pe la 12:01 să mai mănânce un pic și o luăm în pat și doarme cu noi. Picioare pe față, nu știu deci ce. Doarme între voi, nu are da, doarme între noi, da, între noi. Și pentru că Gina se mai trezește noaptea, eu mă trezesc dimineața la 7 și primele ore din zi eu le petrec cu ea. Deci tu oprei ei ca să poată ea să mai doarmă. Ca să poată să mai doarmă. Super, e foarte bine. Și primele ore le petrecem împreună, ne uităm pe toate cărțile, toate animalele, toate sunetele, toate piesele, toate... ați înțeles că are piese preferate, adică... Ce piese preferate? Piesa ei preferată în momentul ăsta, când era mai mică îi plăcea foarte tare Rita. Piesa ei preferată în momentul ăsta este Adventures of a Lifetime de la Coldplay. De la Coldplay. Așa și Paradise. Ai arătat și videoclipul? Cu tot cu păi clip. Păi de asta, că e demența da, aia. Dar nu, adică are urechea formată încât recunoaște instantaneu piesa. Ia câte luni piesa... Cum? Câte luni are? Un an și două luni. Un an și două luni. Și recunoaște instantaneu piesa, adică începe... Gata. Of, Doamne. E grav. Ai făcut dansează, e ceva. Am văzut că a apăsat Gina niște dansuri cu ea, n-ai treabă. Ea seamănă cu tine sau cu Gina? Că seamănă cu amândoi. Depinde de ce grimase face, știi? Mm-hmm. Dacă zâmbește sau așa, dacă zâmbește, seamănă cu mine. Dacă râde, seamănă cu Gina. Da. Și așa la priviri, cu mine seamănă, la privire ai seamănă cu mine. Ai avut o postare pe Facebook sau Instagram, mai ții minte, care pe mine m-a super impresionat și că înțeleg exact ce spui. Erați plecați în vacanță și ai spus ceva de genul că de o viață așteptai momentul acela. Da. Da. Nu? Noi am și călătorit foarte mult cu ea, dacă vă imaginați, că am fost în vreo 4-5 țări cu ea până în momentul ăsta. Și îi place foarte tare. Deci de fiecare dată când ajungem... Pe avion, doar când avem zboruri lungi, cum am avut în Seychelles, îți dai seama că a fost mai complicat. Dar e un copil foarte cu minte. Uh-huh. Foarte cu minte. Cu ce o faci să stea? Adică sunt copii care îi poți
nu știu, ai speranța să stea vreo 15 minute, unii citind, alții uitându-se la telefon, citim. Alții... Deci asta, nu? Da, că cărți, ne uităm pe poze cu animale, îi povestesc, îi citesc, na, povești din astea scurte, sunt cărțile alea cu sunete. Da, 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 cum așa. Face oaia, cum face da, vaca. Da, 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 exact. Și dacă nu cântăm... da, despre spunem Adela... tot felul de demențe, ne jucăm, habar n-am. Despre Adela știm cum reacționează copiii atunci când le cântă, dar cum reacționează fiica ta atunci când îi cânti? Păi cânt, îi place să-i cânt. Dar ea când aude, când îmi aude vocea, că știe și piesele, adică când aude știi ceva cântat de mine, se oprește în orice. Oh. Zici că e... hipnotizat așa. Ai putea să faci un top 3 al celor mai emoționante sau intense momente pe care le-ați trăit împreună ca familie? Un top 3? Da. Sunt convinsă că e ceva foarte simplu, adică nu... Unul foarte emoționant pentru noi a fost fix în ziua în care s-a născut, evident, dar înainte să nască. Adică atunci am plâns amândoi în camera ei. Mă rog, a fost un moment din ăsta al nostru. I-am făcut o filmare pe care vrem să i-o dăm la 18 ani și cumva era fix înainte să plecăm la maternitate, adică așa, și eu am zis, haide mă, Gina a zis, băi, nu pot să fac asta, n-am cum. Și zic, haide mă, că nu, și suntem așa slabi. Și când am început filmarea și am început să zic, draga noastră Josefin, nu știu ce, gata, am început să plângem amândoi. Erau urări pentru ea sau? Da, adică practic noi vorbeam cu ea din viitor. Cât de tare să fie momentul ăla când o să se uite. Și evident momentul în care ne-am văzut pentru prima oară, prima oară când am văzut-o pe fiimea a fost cu limba scoasă. Ea era cu limba scoasă și eu la fel când sunt concentrat scot limba și stau așa. Exact așa m-am cunoscut eu cu fiimea. Știi? Și nu știu, un moment așa între voi trei așa, să fiți undeva. Bă, îți dai seama că aproape în fiecare zi trăiesc un moment nou cu fiimea. Da. Când pune capul pe mine, deci eu momentele mele de glorie sunt atunci când stă cu mine în loc să stea cu maica. Adică se întâmplă rar, pentru că ea e foarte atașată de maica, nu știu ce, și când o văd că stă așa și se pune așa cu capul pe pieptul meu sau ai leșinat. Sau zice tata sau ceva. Sunt gata, s-a terminat ziua. Știți că cum ar fi, nu mai vreau altceva. Ești cel mai bun moment al vieții tale? Da. Absolut. Da. Fără să am rezerve, da. Cred că sunt în cel mai bun moment al vieții mele și de până acum. Sunt exact. Convins că vor urma... E cel mai bun moment, cred. Cum? În fiecare zi cred că e cel mai bun moment. Da, vă mai spun momente emoționante de panică totală când i-a tăiat Gina pentru prima oară unghiile. Deci nu, n-ați înțeles ce a fost atunci. Și a ciupit-o un pic de deget. Ce a fost, Doamne? Oleu, panică totală. Oleu. Plângeau amândouă, eu te știu. De ceva... Bă, eu nu pot să cred, deci când povestești chestiile astea, mi se face... Bă, da, și trebuie să fii stăpân pe situație. Eu n-am probleme în momente de panică, nu... Sunt foarte calm. A fost, da, deci ăsta a fost un moment... Fă, de cap, mă, cred că o să și-l aduc aminte Gina toată viața. Așa, prima oară când i-am făcut băiță, pentru că eu natural... Am două mâini stângi. Nu sunt îndemânatic deloc. Sunt ceva rău. Decât să mă pui să fac ceva cu mâinile, mai bine pui pe altcineva. Adică, lasă, știi? Și când i-am făcut prima băiță, eu știindu-mă foarte bine că așa, bă, nene, deci cred că am transpirat, am slăbit 2 kg în ziua aia. Pentru că, bă, eram încordat tot. Să nu ce, și, să nu scape, și prin slalomul acesta de momente emoționante cu adevărat, adică să-i tai unghiile copilului, wow, să-i faci băiță, să-l ții practic, să ții 3 kg în mână, wow, wow, wow. Te mai emoționează ceva la România au talent? Oh, da, da, sigur, cum să nu. Acum, sezonul ăsta, eu mai nou, adică eu fiind un tătic nou, m-au emoționat foarte tare momentele copiii. Nu că nu m-ar fi emoționat și până acum, dar acum la cu totul altă intensitate. Dovadă că am și dat un gol în bază unei fetițe care mi se pare de pe altă planetă, pe bune. Adică ce ați zis voi că nu. Ești ea tu? Chiar mi se pare de pe altă planetă. Bă,
noi eram în spate, cumva nu ne uitam la scenă. În momentul în care a început să cânte, noi nu ne uitam la scenă. Nu știu ce mai vorbeam, ce mai vorbeam noi acolo, dar așteptam să începem. Și când a început, am zis, știind cine a intrat pe scenă, zic, băi, ești prost, ce e asta? Nu vrea, adică nu vrea să cred, la un moment dat am ieșit să ne uităm dacă ea... E adevărat, ea, da. Ea apasă pe clapele alea și făcea pian, deci are 8 ani. Făcea pian de 2 ani, parcă, sau ceva, wow. 3 ani. Wow. Băi, era fantastic, nu vrea să cred că e așa ceva pe scenă. Și bine, eu acum vorbesc de Golden Buzz-ul pe care o să fie în seara asta. Noi avem două Golden Buzz-uri în seara asta, am impresia. Ambele Golden Buzz-uri ale noastre sunt în seara asta. Dar copiii care dansează și câte emoții poate să transmită un copil la 8 ani, mi se pare fantastic. Nu. Eu cred că asta aș vrea să obțin. Dacă mai duce vreodată la România o talent, să obțin un băiș prost de la Smiley. Poți să-l obții și pe tâmpenii. Da. Adică nu pe performanță neapărat. Să fie să-ți împiedice, băi, ești prost, acesta da, ești. Da, băi, ești prost, e ca forget about it, de la mafie, exact, știi? Da, adică depinde exact pe ce tonul spui. Mi-a făcut o deosebită plăcere să te aud. Serios. Da, poveștile astea chiar sunt, wow, nu-mi imaginam că da, vă pot povesti despre asta de tine. Tu o să ne și cânți, însă trebuie să le spunem telespectatorilor să nu cumva să rateze. Spune, vrei să zici ceva? Nu, că nu știu dacă... Eu mai am niște lucruri de la 20-30, atenție, da? Primul live, românii au talent. Ce facem noi? Revenim cu Smiley.